Vă salut cu bucurie, stimați prieteni, și în numele Domnului Iisus mă rog să avem împreună un timp folositor. Aș vrea să afirm faptul că atunci când vedem un nou născut, un copilaș, ne bucurăm de el remarcând drăgălășenia și frumusețea lui. Însă nu toți copiii rămân la fel când se fac mari. Titlul mesajului meu din această zi este Ce fac copiii când se fac mari? O să alegem un exemplu din Biblie, o familie, spre exemplu Isaac și Rebecca, care au avut doi fii, după 20 de ani de așteptare, pe Esau și pe Iacov, doi gemeni. Însă problemele lor ca soți și părinți au devenit vizibile doar atunci când copiii lor s-au făcut mari. Ce fac copiii când se fac mari? Când copiii se fac mari, reflectă defectele părinților sau defectele educației părinților. Ceea ce ajung copiii când devin adulți reflectă mai mult calitatea educației părinților lor decât zestrea lor genetică. Între Esau și Iacov, care nu s-au înțeles bine niciodată, a fost o tensiune permanentă, care a degenerat în conflict, în ură și răzbunare. În primul rând, favoritismul părinților a condus la rivalitatea copiilor. Întotdeauna când părinții au favorit pe unul dintre copii și celălalt pe celălalt copil, lucrul acesta îi pune pe copii în competiție și ajung rivali. În acest caz, copiii devin victime ale greșelilor de relație și educație ale părinților lor. Favoritismul părinților este explicat de interesele lor personale. De pildă, Biblia spune în Genesa 25:28 de faptul că Esau, tatăl gemenilor, iubea Isaac, tatăl gemenilor, iubea mai mult pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Iată dar de ce tatăl îl iubea pe unul dintre copii, pentru că avea beneficii personale. Iacov a făcut echipă cu Esau și Rebecca a făcut echipă cu Iacov. Soțul și soția trebuia să fie în echipă și echipa părinților nu trebuia divizată de echipa copiilor sau de apariția lor. Legământul căsătoriei este între soț și soție, nu între părinți și copii. Căsătoria părinților se realizează înainte de nașterea copiilor. Copiii vin prin naștere și pleacă prin căsătorie. Ei stau aproximativ 20 de ani în chirie și apoi prin căsătorie pleacă din casa părinților. Relația unuia dintre părinți mai strânsă cu unul dintre copii decât cu tovarășul de viață este o mare greșeală. Nevoile emoționale, intelectuale, fizice sau materiale ale unuia dintre părinți nu pot fi împlinite de copii. Dimpotrivă, copiii au nevoie de asistență și de ajutor. Nevoile unuia dintre părinți nu pot fi împlinite decât de tovarășul de viață. Pavel a explicat voia lui Dumnezeu spunând: nevasta nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci soția. Lucrul acesta nu se referă la copii sau la părinți și copii, ci se referă la soți. Prima fază a competiției dintre Iacov și Esau a fost de fapt o competiție dintre părinții lor, iar aceasta s-a transferat asupra copiilor care au intrat în rivalitate datorită favoritismului părinților. Apoi un al doilea lucru este iubirea condiționată a părinților a condus la răzvrătirea copiilor. Dragostea Rebecăi pentru Iacov l-a umplut pe Esau de resentimente și dragostea lui Isaac pentru Esau l-a umplut pe Iacov de amărăciune. Isaac îl iubea condiționat pe Esau pentru că avea beneficii personale. Esau a ajuns să creadă că dacă nu-i aduce tatălui său, ceea ce își dorește va fi respins. Relația dintre tată și fiu a devenit o afacere. Fiul îi aducea de mâncare, iar tatăl îl iubea pentru lucrul acesta. Pentru că Esau nu a reușit să câștige dragostea mamei sale, s-a răzvrătit împotriva familiei. Și Biblia ne spune că la vârsta de 40 de ani, el s-a căsătorit cu Iudita, fata hetitului Beri. El s-a căsătorit cu o fată dintre neamuri. Porunca lui Dumnezeu era ca orice evreu să se căsătorească cu o evreică. Însă el, în mod intenționat, ca să-și amărască părinții, a luat decizia aceasta. Scopul răzvrătirii copilului este să atragă atenția părinților spre nevoia lui neîmplinită. De foarte multe ori părinții nu înțeleg adevărata motivație interioară a copiilor atunci când se răzvrătesc. Când copiii nu au nevoile în mod deosebit emoționale împlinite, atunci ei se răzvrătesc ca un mod de a-și pedepsi părinții și de a atrage
de a le atrage atenția asupra problemelor emoționale. Când copiii se nasc și se fac mari, unii produc bucurie, alții produc amărăciune părinților. Acesta este al doilea lucru pe care vreau să-l menționez. Când copiii se fac mari, unii produc bucurie, alții produc amărăciune părinților. Chiar dacă putem anticipa personalitatea copiilor încă de mici, ea devine evidentă doar atunci când ei se fac mari. Pentru că, într-adevăr, temperamentul, zestrea genetică născută, aceasta nu se schimbă, este doar o parte a personalității omului, însă cea dobândită, caracterul, ea se cultivă, ea se pretează la schimbare, la corectare. Indiferent dacă părinții pregătesc sau nu pe copii să ia decizii personale, atunci când ei se fac mari, vor lua oricum decizii, bune sau rele, pregătiți sau nepregătiți. Când Esau și Iacov s-au făcut mari, s-a conturat personalitatea, abilitățile și preocupările lor. Biblia spune că atunci când băieții aceștia s-au făcut mari, Esau a ajuns un vânător bun, un aventurier, un om impulsiv, un însingurat, care își petrecea tot timpul în afara casei, pe câmp și în pădure. Biblia ne spune că era ca un măgar sălbatic, de parcă n-ar fi fost suficient să fie ca un măgar, a trebuit să fie ca un măgar și ca un măgar sălbatic. Asta spune totul despre el. Cum este un măgar? O ființă încăpățânată, însingurată? Ei, tot la fel a fost acest Esau. El nu a avut o relație cu familia lui. A stat tot timpul prin pădure, a vânat, a fost un aventurier, un însingurat. Dimpotrivă, Iacov a ajuns un bărbat sensibil, sociabil, liniștit, cu preocupări casnice, visător și meditativ. Esau avea tendința să se concentreze pe prezent, timp în care Iacov avea tendința să se concentreze pe viitor. Apoi, când Esau și Iacov s-au făcut mari, au făcut alegeri personale. Biblia menționează că Dumnezeu l-a urât pe Esau și l-a iubit pe Iacov. Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Maleahii capitolul 1, versetul 2, ultima carte dintre cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Esau a ales să nu-l cinstească pe Dumnezeu și, în consecință, să nu-și cinstească părinții. Pentru că cine nu-l respectă pe Dumnezeu, nu-i va respecta pe oameni, indiferent de poziția și de relația lor. Pe Rebeca, mama lui, nu a cinstit-o pentru că ea l-a iubit mai mult pe fratele lui Iacov. Pe tatălui nu l-a iubit pentru că i-a dat binecuvântarea ce-i revenea lui, fratelui său, Iacov. Copiii nu au dreptul să-și cinstească selectiv părinții, reproșându-le că aceștia nu merită. Un părinte merită întotdeauna să fie respectat prin faptul că este părinte. Copilul care nu-și cinstește părinții va fi pedepsit de Dumnezeu. Și Biblia spune următorul lucru. Cinstiți pe părinții voștri pentru ca să trăiți multe zile și să fiți fericiți pe pământ. Și Biblia menționează că aceasta este prima poruncă care este însoțită de o făgăduință. Necinstirea părinților are consecințe grave și afectează relația copilului care nu-și cinstește părinții cu Dumnezeu în procesul existenței sale. Un părinte nu trebuie să merite ca să fie cinstit. El i-a dat viață copilului, l-a educat, l-a crescut în condițiile pe care copilul nu le pricepe, în circumstanțele pe care el nu le cunoaște. Părintele a făcut cât a știut, cât a putut. El este vrednic să primească cinstea datorită poziției pe care o are. După cum, tot la fel, copilul trebuie iubit, indiferent cum este. Nu toți copiii sunt la fel, dar părintele trebuie să-și iubească copilul pentru că i-a dat viață. Iubirea este o obligație pentru părinte față de copil, iar cinstirea este o obligație pentru copil față de părinte. Această relație de a-ți cinsti părinții și de a-ți iubi copiii este fundamentală și împlinește cea mai mare nevoie a părinților și a copiilor. Numai un părinte știe cât de mare este nevoia lui de a fi cinstit și respectat, câtă satisfacție îi dă. Aceasta este marea semnificație pe care o primește un părinte după 20 sau după 30 de ani de implicare în viața unui copil. Tot la fel, cea mai mare nevoie a unui copil nu sunt jocurile electronice, ci iubirea. Pentru că fiecare ființă umană are ca un rezervor în suflet care trebuie umplut cu iubire. Golirea acestui rezervor conduce la depresie, conduce la însingurare, chiar la sinucidere. Orice om are nevoie să fie iubit și cine să-l iubească pe un copil dacă nu mama și tata, părinții lui?
Stimați prieteni, atunci când vorbim despre ce fac copiii când se fac mari, trebuie să menționăm faptul că atunci când copiii se fac mari, reflectă defectele părinților pe care ei le imită sau reflectă educația bună sau rea pe care părinții i-au administrat-o. Și în al doilea rând, când copiii se fac mari, ei produc ori bucurie, ori rușine părinților, amărăciune. Când Esau și Iacov s-au făcut mari, au făcut alegeri personale și anticipam că ei au ales fiecare ceea ce au crezut că este corect pentru vârsta și pentru momentul acela. Esau a ales să dea prioritate instinctelor primare în fața principiilor. El spunea fratelui său care i-a cerut dreptul de întâi născut când l-a găsit flămând: iată-mă, sunt pe moarte, a spus Esau, la ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Observați că omul acesta a dat prioritate instinctelor primare în fața principiilor. Pur și simplu a vândut totul pentru o farfurie de mâncare. Omul acesta a fost dependent de mâncare. Așa sunt animalele. Unui animal nu-i trebuie televizor, nu-i trebuie relaxare, nu-i trebuie căsătorie, nu-i trebuie plimbare, el nu citește în Biblie, nu se roagă, el nu merge la biserică. Un animal, dacă îi dai să mănânce și să bea apă și mai poate să se tăvălească un pic și să doarmă, asta este suficient pentru el. Oamenii sunt superiori animalelor, animalele sunt necuvântătoare. Noi oamenii avem asemănarea lui Dumnezeu, asemănare morală și spirituală. De aceea noi avem nevoie mult mai mult decât o ciorbă de linte pusă într-o farfurie pentru care să-ți vinzi dreptul de întâi născut. Se generalizează fenomenul de a-ți vinde sufletul pentru ce bagi în gură, pentru ce ajunge în stomac și pentru instinctele primare, mod deosebit cele sexuale pe care oamenii și le împlinesc. Infidelitatea, divorțul, avortul, recăsătorirea, nebunia manifestării senzualității astăzi este un Dumnezeu care l-a înlocuit pe adevăratul Dumnezeu. Apoi, Esau a ales imoralitatea și viața lumească, deși a fost fiul patriarhului Isaac. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Observați cum îl califică Biblia pe acest bărbat. El nu a avut principii, el a avut doar instincte de foame pe care le-a împlinit indiferent de consecințe, a vândut tot să mănânce. A fost ca un măgar sălbatic și toată problema acestei familii pornește de la doi părinți care și-au pus copiii în rivalitate prin atitudinea lor de a favoriza tatăl pe unul dintre gemeni și mama pe celălalt. Cât este de trist să înțelegi faptul că copiii se nasc cu o anumită zestre genetică, înnăscută. Și acesta e temperamentul care nu se schimbă niciodată. Apoi, odată cu procesul educației care începe la naștere, se dezvoltă caracterul, care este suma obiceiurilor cultivate. Și rolul caracterului este să devină ca un gard ce îngrădește temperamentul și dacă acesta din interior nu se poate schimba, nu se poate corecta, nu-i nicio problemă că el este închis și rămâne o problemă interioară, însă manifestarea, verbalizarea, acțiunile, toate acestea sunt îngrijite și sunt asistate de educație. Însă ce se întâmplă cu un copil care nu are parte de educație? Stimaților, un copil este victima a părinților lor, fiindcă copilul va imita ceea ce vede la părinți, ceea ce aude la părinți. De aceea este bine să ne gândim astăzi ce ajung copiii noștri când vor fi mari. Fiecare părinte crede că, indiferent de cum se comportă în familie și în relația cu copiii, copiii lui vor ajunge miniștri. Însă, numai atunci când copiii se fac mari, ei, prin ceea ce ajung, pun o notă a sistemului nostru de educație și a competenței noastre ca părinți. A exemplului personal, care a devenit un model în mediul de hrănire în care copiii au crescut în casa noastră. În încheiere, aș vrea să spun că atunci când Esau a fost copil, a fost fiul patriarhului Isaac, un copil cunoscut, respectat și faimos pentru ceea ce era tatăl lui. Însă toate aceste lucruri au fost din pricina tatălui său. Când el s-a făcut băiat mare, a fost ca un măgar sălbatic. Observați că în copilărie s-a bucurat de o bună reputație pentru că toți oamenii îl vedeau prin prisma tatălui său care era patriarhul respectat. Dar atunci când el s-a făcut mare și a lucrat pentru el și a dăltuit un caracter, un stil de viață, oamenii l-au ignorat și oamenii l-au disprețuit pentru ceea ce a ajuns.
Când Iacov s-a făcut mare, a ajuns al treilea patriarh, urmând exemplu tatălui său. Esau și Iacov au fost respectați ca și copii datorită părinților. Însă atunci când s-au făcut băieți mari, Iacov a devenit patriarh, însă fratele său Esau a devenit ca un măgar sălbatic. Scumpii mei, fiecare dintre noi avem una acasă. Este locul unde ajungem când suntem frânți de oboseală. Este locul iubirii noastre, locul desfătării noastre, locul odihnei noastre. E locul unde suntem iubiți și unde iubim. Locul unde suntem înțeleși și înțelegem. Acolo este locul unde niciodată nu suntem disprețuiți când merităm să fim disprețuiți. Și este locul unde niciodată nu suntem invidiați când alții își propun să ne invidieze. Acasă este locul unde vrem să ajungem de fiecare dată, oriunde am merge în lumea aceasta și oricât de bine ne-am simți acolo, până la urmă ne dorim să ajungem acasă. Pentru fiecare dintre noi există un acasă. Există căldură sufletească, există frumusețea aceea inexplicabilă, există părtășia cu tovarășul de viață și copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Cât de trist este să urăști acest acasă și să ajungi la nebunia de a nu mai exista una acasă, ci doar o teribilă alergare nesfârșită și acasă să nu existe. Aș vrea astăzi să ne gândim împreună la harul acesta pe care ni l-a dat Creatorul să avem o familie, să avem copii care în loc să însângereze bătrânețele noastre cu rușine și povară, cu resentimente și groază, să binecuvinteze și să împodobească bătrânețea noastră cu satisfacție, uitându-ne la copiii pe care i-am avut în mână 20 de ani, ca să facem din ei ceea ce, din experiența noastră învățând, să ajungă niște oameni de care să ne bucurăm. Ce fac copiii când se fac mari? Copiii când se fac mari fac ceea ce au văzut la noi că facem. Dacă așa stau lucrurile, aș vrea să stăm astăzi în fața Creatorului și să acceptăm că ai noștri copii nu vor rămâne pururea copii. Ei sunt pentru o vreme scurtă și primii 2 ani sunt decisivi pentru că atunci se realizează educația de bază în copiii noștri. Ei învață limba maternă, învață cuvintele de bază, ei învață gusturile părinților, regulile casei, ei știu totul. După aceea, educația se mai poate primeni până pe la 7 ani și un pic corecta până pe la 12, însă după vârsta aceea, părinții nu mai au influența asupra copiilor. Și dacă nu ți duci copiii la vremea potrivită și îi lași să crească spunând că acum nu știe că e mic, nici nu știu cine nu știe, copilul sau părintele, când se face mare și știe, spune următorul lucru: știu, babacule, acum lasă-mă în pace. Nu mai putem întoarce niciodată timpul înapoi, e ireversibil. De aceea, copiii noștri sunt ca o bucată de lut moale când sunt mici și atunci îi putem modela. Atunci când lutul se întărește, nu mai îl putem modela, îl putem frânge sau lăsa așa. Aceasta este șansa muritorilor, să trăiască o singură dată, căsătorindu-se și fiind fericiți și având copii pe care să-i crească pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria lor. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu cu acasă, cu ce am realizat acolo, cu falimente sau cu succes, cu biruințe, și să ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre, tovarășul de viață, copiii și locul acela numit de noi acasă să fie un loc unde ne odihnim sufletul. Aș vrea să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, avem în inima noastră simțăminte generate de subiectul acesta prezentat, pentru că subiectul de familie este cel mai cald și cel mai plăcut și frumos pentru fiecare inimă omenească. Fiecare dintre noi ne-am născut și avem 2 părinți, fiecare ne-am căsătorit sau ne vom căsători, avem sau vom avea copii, și aceasta de fapt pune în evidență marele succes al unui muritor sau marele faliment. Noi suntem tot felul de oameni înaintea ta, în fața acestor cuvinte. Sunt oameni care au falimentat și oameni care au succes. Oameni care vor falimenta sau oameni care vor avea succes. Cu toții stăm înaintea ta. Unii bucuroși de realizările lor, alții înfrânți și rușinați de eșecurile lor. Dar tu ești Tatăl nostru. Ne rugăm să ne ajuți să îndreptăm ce se mai poate îndrepta. Dă-ne putere, dă-ne înțelepciune, dă-ne pricepere și în calitate de membri ai unei familii, părinți sau copii, soț sau soție, mamă sau tată, să ne facem partea, o parte care este inspirată din cartea ta. Ajută-ne să nu mai fugim de tine, Tată, să nu mai fugim de cartea prin care tu ne înveți să fim oameni și oameni de succes.
Dă-ne puterea, dă-ne resursele necesare și veghează asupra noastră, pentru ca acasă să fie într-adevăr acasă, locul unde Tu binecuvintezi pe cei care Te ascultă, Te iubesc și Te respectă. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că dragostea Ta va fi suficientă, dar și necesară, pentru fiecare ființă care ascultă aceste cuvinte, care nu sunt ale unui om sau al unei confesiuni religioase, ci sunt cuvintele cărții Tale, singura carte trimisă de Dumnezeu muritorilor. Îți mulțumim, Tată, și ne închinăm înaintea Ta, în numele gloriosului Fiu Iisus Hristos Mântuitorul și în numele Duhului Sfânt. Amin. Stimați prieteni, vă binecuvintez acum la despărțire și mă rog lui Dumnezeu să vă facă parte de zile frumoase și prezența Sa să vă fie suficientă în viața personală și în viața de familie. Până data viitoare, când sper să vă revăd, să aveți parte de sănătate. La revedere!